dragilor, eu acum am venit acasă de la cumpărături, că am fost până la Lidl, am avut ceva treabă în Constanța, am dus pe cineva și am trecut și pe la Lidl, da, și am zis să vă arăt cumpărăturile și vouă ceea ce am cumpărat la Lidl. Și da, i-am luat pentru inima un box de Pampers numărul 4, pentru că nu mai aveam. Am luat o sticlă de suc din Transadam, băut pe mașină când era setting. Am luat o pictură pe numere, pentru că după cum vedeți am pus aici un tablou de la sora mea, l-am pus pe perete, care l-am primit la pictatia. Arată foarte bine și mi-a plăcut. Și am zis să pun unul și pe hall, unul mai mare. Și l-am găsit pe ăsta la Lidl, pe numere, așa în spate. Și cățelul ăsta și cu pisica pe deasupra. Și mi-a dat, aici am acuarele, am pensule, o să-l desfac și vreau să mă apuc să-l fac. El are numere și zice pe numere, zice cum se face, ai toate indicațiile, practic, pentru aia care nu prea se pricep la pictură, e ok. Am așa, am acuarele astea și după cum vedeți au numele pe ele. Așa. Da, pensoane. Trebuia să aduc și pensoane. Ia să vedem. Nu zic că n-au, n-are pensoane. Dar de ce nu are? Oare s-o pierdut? A, ba da, are pensoane, da. Mă miram că n-avea cum să pierdă pentru că era făcută, nu era desfăcută. Mi-a dat pensulele astea. Așa. Aici am foaia. Cum s-ar veni schița. Adică pot să-l mai fac o dată, pot să-l fac două ori. Așa, cu foaia asta. Și aceasta este pânza. Deci e foarte, foarte mare și foarte faină. Și are numerele care să le fac. Și aici mai are încă un desen cum ar trebui să iasă. Așa ar trebui să iasă. Și l-am luat pe ăsta, mai era, mi se pare că două, dar nu mi-a plăcut și l-am luat pe ăsta. Ne-am oprit în Eforie prima dată la Lidl din Eforie și am văzut acolo unul, ăla chiar mi-a plăcut, era cu apă și cu casă, dar nu l-am luat. Am zis că a costat aproape 50 de lei și am zis că nu prea merită. Dar după, nu, n-am putut să stau așa, nu știu, mă rodea ceva și m-am oprit la Tuzla și l-am luat până la urmă, doar că nu l-am mai găsit pe ăla și l-am luat pe ăsta cu cățelul. Debea aștept să-l fac. Debea așa să-l fac, o să fac în fiecare zi câte puțin, că oricum nu prea aveam ce să fac ocupații, așa că acum mi-am găsit ocupații. Așa, am luat aici ouă, pentru că nu am destul de des. Am luat foarte multe supe dintre astea instant. Am eu o rețetă minte cu tăiței dintre astea. Și am luat mai multe supe dintre astea. Așa. Am luat și mai multe dintre astea de fasole. Pentru că eu când fac fasole, fac ciorbă. Recent am făcut ciorbă și ieșu foarte bună. Sau fasole dintre astea scăzut. Și fac numai cu fasole dintre astea. Nu mai îmi place să fac cu din aia tare. Pentru că fierbi și foarte mult timp. Și nu ies chiar dacă fierbe foarte mult timp, tot pare crudă. Și fasolea asta îmi place foarte mult și am luat mai mult timp. Așa. Șervețele umide pentru copilaj. La pregătit, am luat două. Aici am mai luat tăiței dintre ea. Am o rețetă coreană și vreau să o fac. Bine, n-am găsit tăiței dintre ea care trebuie. Dar, ia să vedem cu ce soare. Nu zice aici. În fine, cu legume, zice aici. Și mai am așa. Am o rețetă, am văzut pe net o rețetă coreană. Mâncare chinezească sau coreană, ceva gen. Și vreau să o fac. Și o să vă arăt și vouă imediat după ce vreau să o fac acum, să mâncăm în seara asta. Un fel de noodles, ceva gen pe acolo. Așa, am luat o sticlă de borș pentru că mereu rămân fără. Din nou tăiței. Așa. Din nou tăiței. Am luat mai multe din astea tăiței. Am luat un borcan de... un borcan de gem cu persici. Un borcan de gem cu persici.
că mai mâncam la clătiti. Așa. Am luat-o din asta de ananas, pentru că, după cum știți, mie îmi place foarte mult ananasul. Și mai mi-o ocazional când merg la Lidl. Așa. Nelipsitul sushi. Și asta de ți-l ador. Efectiv, aș mânca toată ziua numai sushi. Și am luat, am luat-o din trasa de sushi. Așa, niște plasturi pentru accidentii în bucătărie. Ea la luna am eu budincuțe din asta, pentru că nu i-am mai luat de mult iaurturi sau budincă din asta. Și am luat acum una. Din nou, fasole, doar că am luat și roșii. Nu, nici nu știu câte am luat, am luat vreo 4-5 din aia albă și vreo 4 din astea, roșii. Mi-e place foarte mult. Așa, încă din asta. Așa. Am luat-o dintre asta de smântână, am luat puțin pentru că nu prea mâncam și decât să arunc. Trebuie să fac cumva să mă organizez mai mult cu mâncarea, cu meniul, pentru că să arunc foarte, foarte mult mâncare. Eu până acum am avut meniu, dar tot. Ceea ce scriam acolo nu se mânca, pentru că făceam foarte multă. Inițial am zis că să fac mai mult, o să dau și la socrii mei, dar degeaba, că tot să arunc mâncarea. Și nu știu, trebuie să fac ceva, trebuie să fac cumva încât să nu se mai arunce mâncarea. Nu știu cum să fac, o să găsesc eu o soluție cumva, să fac cumva să nu se mai arunce mâncarea, pentru că se aruncă foarte multă. De exemplu, iaurturi, smântână, o desfac, nu se mănâncă și așa mai departe. Cred că știți la ce mă refer și nu-mi place deloc chestia asta și trebuie să fac cumva încât să mănânci toată mâncarea. Pentru că noi oricum nu prea mâncăm așa. Și gătesc foarte mult și nu prea mâncăm și trebuie să găsesc o soluție, ori să mă opresc din gătit, să nu mai gătesc mult, ori să cumpăr mai puțin, dar dacă cumpăr mai puțin nu ne ajunge și nu știu cum să fac, e foarte nasol. Încă din asta de tăiței, așa, am luat-o dintre asta de cașcaval, de la Melbona, Luna mi-e place foarte mult cașcavalul. Am luat aici niște orez la Scotty. Răsări la Scotty, e dintre ăsta, după cum vedeți, nu-i ca punga, e ca și cum ar fi cafeaua, vidat, ceva gen, da, vidat. La Scotty, mai fac mâncare, lapte, așa, o, din asta de mini croasante, așa cum am mai luat. Nu am mai luat de mult ceva bun. Așa, am luat două dintre astea de suculenți pentru copilași, că le mai dau la fetiță. Am luat cu mere și căpșuni și banane și mere. Așa. Am mai luat un avocado, n-am mai luat o plasă din aia, pentru că mie totuși îmi place foarte mult avocado și aș mânca non-stop, dar alea la plasă am văzut că sunt foarte stricați. Ori îți verzi și trebuie să aștepți să coacă și după aia când s-o copte, îi vezi stricați, ori dacă nu stricați așa ea. Știu că e de obicei mai închiși la culoare îți făcuți, dar mi să nu fie stricați. Tura trecută am luat o plasă din aia și mai mult de jumate au fost stricați. Și acum am luat unul dintre ăsta așa bio, e moale la atingere și e ok. Jumate o să mănânc eu, jumate e Mima. Îi dau și lui Mima. Am luat o din asta calcium și de 3 pentru soțul meu, că l-au vrut să iei. Și am luat mai multe din mai multe chestii dintre astea. Nu știu cum, niște semințe cu o crustă de ardei cu aromă de paprika picantă. Copt fără adaos de ulei, fără potențiator de aromă. Semințe de floarea soarelui decojite în ala cu aromă de paprika picantă. Fără coapt, nu-i coaptă, nu-i, am luat mai mult, așa. Am luat mai mult. Așa. Și mai găsesc, da? Am luat aici niște cremvuști bio. Zice aici că-s cu etichetă curată. Mai ok de cremați. O din asta de săpun lichid pentru că a rămas fără. Cu aloe vera și antibacterial. Așa. Din nou fasole. Opa. Din nou fasole.
Cred că am luat, da, am luat patru albi și patru roșii am luat. Pentru că mereu rămâneam fără, mai făceam salată, mai făceam una alta și rămâneam mereu fără, așa că am luat încă una din asta. Așa. O sticlă de lapte, pentru că eu cappuccino nu-l beau deloc fără... cappuccino nu-l beau deloc fără lapte, nu știu, nu-mi place. Care gustul ăla așa de cafea și mie gustul ăla de cafea îmi face greață. Și ideea e, cappuccino ăla de la Lidl cu vanilie, dar acum mai am, nu am mai luat. Și cu lapte îl combin, are un gust foarte, foarte bun. Pentru că mie gustul ăla așa de cafea original, nu știu, face greață, nu-mi place deloc. Și de-aia beau cappuccino. Așa, am luat un borcan de cubulețe de mere coapte. Pentru că vreau să îi dau lui Emima, că sunt și cuburi, și îi dau lui Emima să vedea cum se pleacă. Aici aș lua soțul un deodorant. Și am mai luat aici un spray de cameră pentru că rămâsese în fără. Să văd cum miroase, că nu l-am provat. Să văd. Yasomi și lemn de santal. Dar oricum, miroase foarte, foarte bine. Cam așa arată. Și da, dragilor, cam astea au fost cumpărăturile. Am dat aproape 300 și ceva de lei am dat. Da, 300 și ceva de lei am dat pe toate cumpărăturile astea. Sunt foarte scumpi, dar na, nu avem ce să facem. Și da, dragilor, acum o să pun toate cumpărăturile la loc și să mă apuc de rețeta aia să vă arăt și vouă, nu știu ce o să iasă, dar am văzut-o pe net și vreau să fac și eu pentru că mi s-a făcut poftă. Aș mânca ceva chinezesc, corean și așa că am să fac rețeta aia și o să vă arăt și vouă imediat după ce pun cumpărăturile la loc lor. Dragilor, pentru această mâncare, nici nu știu cum se cheamă, mâncare coreană, chinezească, pe care vreau să o fac, am pregătit așa, mai mult din 4 dintre astea, cu aromă de pui și, dacă nu mă înșel, una cu aromă de brânză. Asta cu aromă de brânză. Așa. 4 ouă, câte un ou pentru fiecare, cașcaval brânză topită și creme vouă, știi. Și puțin sos de soia. O să pun. Apa aproape fierbit, s-a înferbântat foarte bine. Acum voi pune, am desfăcut aici toate plicurile astea și voi pune toate astea în acea apă. Ceva gen așa. Și voi lăsa să mai foarte bine, aproape să fiarbă, după ce s-a muiat foarte bine această fidea, tăițel. După aia voi pune... Dar cred că acum voi pune ouăle, voi pune și ouăle, acum și cremul, știi? Voi pune capacul și voi lăsa, voi pune și din astea, o să văd care le aleg, că depinde cum, ce gust au, ce gust îmi place. O să gust puțin dintre ăla și o să văd ce gust au și o să pun aici tot. O să pun cele 4 ouă, cremul, știi? Și astea. Și voi pune capacul și voi lăsa să fiarbă foarte, foarte bine. Așa arată, dragilor. Deci nu pot să vă zic cât de frumos miroasă. Și voi pune și puțin sos de soia pentru că mie îmi place foarte mult. Și după, eu am pus așa acum, după gust, am pus și ouăle, am pus tot. Voi pune capacul și voi lăsa să fiarbă și după o să revin. Acum voi gusta. Dragilor, am oprit. Am pus cașcaval pe deasupra și voi lăsa să stopească. Voi pune capacul să stopească și după voi mânca. Dragilor, am gustat acea mâncare coreană, chinezească. Deci nu pot să vă exprim cât de bună, e foarte, foarte bună, mie îmi place foarte mult. O să las puțin să răcească și după o să pun și o să mănânc. O să le pun și la copilaș, la soț.
calorifer pentru că arată foarte, foarte bine, dă foarte bine. După cum vedeți, mai am determinat, încă nu l-am cernat, dar acum și o să fie gata și o să arate super fain, îmi place așa mult. Dar și aici am pus tabloul ăsta deasupra la calorifer. O să vreau să mai pun peretele astea mai multe tablouri și aici, pentru că dă foarte bine. Arată mult mai bine așa cu tablouri pe pereți. Super. O să-i spun surorii mele să mai facă câteva tablouri dintre astea mari ca să pot să le pun pe perete aici, unii gol. Aici am tocat câteva legume pentru că vreau să fac o ciorbică la fete. Am tocat ceapa așa mai mare pentru că e mai gustoasă, mi place mai mult așa legumele să fie mai mari. Aici am pus puțin ulei, după voi pune legumele să gătească, după aceea voi pune cartofii, voi pune puțin bulion și puținul secretul gustului și voi lăsa să fiarbă. După ce fierbe, voi pune borșul, tăiței și la urmă smântâna. Și cam așa fac eu ciorba. Am zis să le fac la fetii o ciorbică pentru că încerc să le fac maxim de 3-4 ori pe săptămână să le fac ciorbică să mănânce. Pentru că oricum, dacă fac în ulița asta, ține cam 2 zile ciorba aia. Ciorba asta ține cam 2 zile, mai mâncăm și noi, cam așa ține 2 zile. Și da, am zis să le fac o ciorbică. Îți facem o ciorbică, măi! Măi, facem o ciorbică! Naomi are obiceiul să eu pun pătura pe canapea și ea se bagă sub pătură. Și are obiceiul ăsta să se bage sub pătură. Ce faci, mami, acolo? Joci? Da. Wow! Fugi în pat, că nu a prins stația centrală și rece. Fugi! Soțul e la mașină, repară mașina. Și nu mai avut timp să aprinde centrala și e cam rece. Bine, pe jos, că așa, în general nu e așa rece, dar pe jos e cam rece. Oricum, e bine afară, e cam bine. E ok, cred că o să aprindem de seară de acum, pentru că nu e chiar așa fric, dar mai e disculță și de aia, e disculță și cam rece, mi se nu răcească. Trebuie să-mi pun aici un piastru, cum am tăiat. Acum o să pun la fiert ciorbite. Cam așa arată, voi trebuie să fac și vă lăsă să fiarbă. Am bătut smântâna cu nou, iar acum voi lua din această zeamă și voi pune smântână să ajungă la temperatura ciorbei. Smântâna ca să nu se brânzească. Pentru că dacă voi pune așa peste ciorba fierbinte, se va brânzi. Cam așa arată, doar că sunt prea tare. Am vărsat pe jos. O să mai iau că prea plinul ăla. Dragilor, cam așa arată și ciorbica, e foarte, foarte bună. În perioada asta, de fapt, în ultima perioadă am făcut numai ciorbă cu smântână, pentru că ne place foarte mult și copilașii mănâncă foarte, foarte bine ciorbica cu smântână. Acum le voi pune la rețetă copilașilor, o să-mi pun și eu și să mâncăm și o să vedem ce o să mai facem mai încolo. Thank you.
gelatul și acolo. Ți-a luat bombonică? Ai fost la magazin? Dă-i și lui surora ta o guriță, că-i poftă. Dă-i și o guriță. Așa, așa, bavo. Ei, ce mamă, că se bucură. Așa, dă-i și o guriță. Dă-i o guriță să guști și ea, că-i poftă, mami. Așa, așa, așa. Bravo, mai dă-i, mai dă-i. Ca să ai gusti. Dă-i. Așa, așa. Așa, bravo, mami. Dă mai jos de puținii? Unde ai fost tu, domnișorico? Ai fost la magazin? Cu tușii? Da? Ai fost la magazin, mami? Ți-a luat tu și bobo? Am, am. Dragilor, acum când editam, mi-am dat seama că nu am făcut o încheiere la vlog. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să mă ajutați cu abonare, cu un like, cu un comentariu, iar până data viitoare, vă pup! Pa!